Incident șocant aseară pe o stradă din Galați. Un tânăr de 17 ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat cu un pistol cu bile. Între el și agresor ar fi fost un conflict mai vechi. Colega mea, Alexandra Ghețea, are detalii. Alexandra, bună ziua! Cum s-a întâmplat așa ceva? Bun găsit! Seara trecută tânărul se plimba pe stradă cu prietena lui. La un moment dat a intrat în conflict cu un grup de tineri. Dintr-o dată, unul dintre tinerii de acolo a scos un pistol cu bile, n-a mai stat însă la discuții și a început să tragă în tânărul de 17 ani. L-a împușcat în torace, în cap și în membre. A rămas la locul faptei până ce a venit poliția. Speriați, oamenii din cartierul de la marginea orașului Galați au privit de la geam toată întâmplarea, însă nimeni n-a avut curaj să coboare și să vadă ce s-a întâmplat. De asemenea, la locul de joacă erau mai mulți părinți și copii care au intrat în scări de bloc și s-au ascuns. Tânărul împușcat a fost transportat de urgență la spitalul din Galați. A primit îngrijiri medicale și, deși a pierdut mult sânge, se pare că se află în afara oricărui pericol. Îți mulțumim pentru informații, Alexandra.